Restul sunt de categorie B. E Rareșu, este Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă, Teatru, sunt de B. Da. Bun. Fiind acest melanj, noi avem competențe doar la divizia B, la RDB. Restul, orice aviz, orice implicare la nivel document este a Comisiei Naționale. Tot ce este de ea nu aparține de noi. Noi doar supraveghem ce se face și eventual putem informa la București că ceva nu e în regulă. La Curtea Domnească este demarat un proiect de reabilitare, modernizare și implică foarte mulți bani. Cum sunt catalogate monumentele din zonă, că sunt mai multe categorii, și dacă aveți reclamații în ceea ce privește calitatea lucrărilor sau alte probleme? Da, într-adevăr, acolo la Curtea Domnească este un sit mai complex. Sunt monumente de categorie A și monumente de categorie B, însă cele de categorie B sunt în zona de protecție a monumentelor de categorie A. Cele de categorie A sunt prioritare, evident, în interesul nostru al tuturor. E vorba de turnul Ștefan cel Mare, e vorba de Biserica Sfântul Ioan, sau Biserica Sfântul Ioan Domnesc, cum se mai spune, și situl arheologic din Preajmă. Deci astea sunt de categorie A. De categorie B sunt Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie, Liceul Rareș și Teatrul Tineretului. E o lucrare complexă, într-adevăr, care necesită și a necesitat multe discuții. Sunt proiecte făcute pe fiecare secvență în parte, însă avizele au fost date pentru, privind complexitatea lucrării, au fost date de către Comisia Națională a Monumentelor, care a și verificat de altfel în timp stadiile și modul de realizare a ceea ce se întâmplă acolo. Până acum nu au fost semnalate încălcări ale proiectelor, atât din punctul de vedere al nostru, cât din punctul de vedere al Comisiei Naționale, care a verificat periodic. Lucrurile au fost etapizate corect, judicios, și monumentele, în mare parte dintre ele, au beneficiat, zic eu, la modul absolut pozitiv de contribuția financiară adusă în Piatra Neamț privind acest proiect. Câștigul pentru comunitate poate fi unul mare, e unul de perspectivă. Pe noi ne-a interesat strict lucrările pe monument și în zona de protecție. Am fost atenți să nu se întâmple vreo catastrofă sau să nu fie încălcări ale evoluției lucrărilor pe monument. În zona acolo, foarte mulți susțin că nu sunt realizate lucrările așa cum ar trebui. De la acel cimitir medieval unde a fost acel scandal monstru, până la clădirea Teatrului Tineretului, care nu mai corespunde la ce au predat și ce vor primi. Da, discuțiile astea sunt firești, de altfel, când se strică o ordine pe care ne-am obișnuit. Însă noi nu avem dreptul decât să privim prin prisma documentelor, a proiectelor, și mai ales contează foarte mult opinia specialiștilor. În ceea ce privește teatru, de exemplu, am văzut discuția din presă din ultima vreme, din punct de vedere al monumentului nu au fost abateri de la proiect, părerea mea, părerea specialiștilor. Celelalte lucruri care țin de funcționalitatea teatrului, alea aparțin Consiliul Județean, aparțin conducerii teatrului, ei sunt cei care pot să evalueze. Mulțumesc.